Bun găsit, dragii mei, să aveți o zi magică. Haideți să vedem care este mesajul zilei și ce spun astrele astăzi. Mesajul spune așa: vorbește cu integritate, fii impecabil în tot ceea ce spui. Nu spune decât ceea ce gândești cu adevărat. Evită folosirea cuvintelor pentru a te critica sau pentru a-i bârfi pe ceilalți. Aplică puterea cuvintelor tale pentru rostirea adevărului și pentru exprimarea iubirii. Foarte frumos. Decât să spui prostii, mai bine taci din gură. Decât să bârfești, mai bine taci din gură. Decât să te critici pe tine sau pe ceilalți, mai bine taci din gură. E un mesaj minunat pe care sper să îl înțelegem cu toții și să-l folosim tot timpul. Îmi doresc mai multă bunătate aici la mine pe pagină și știu că toți cei care se uită și care rezonează cu energia mea, toți sunteți oameni minunați cu suflete magice. Chiar dacă mai sunt așa și excepții, acolo un grăunte de lumină cu siguranță se află în fiecare om. Vă mulțumesc că sunteți aici, nu uitați, like, share, subscribe și haideți să vedem cum se aliniază steluțele pentru noi astăzi, 23 aprilie. Berbec, veți lua decizii importante pe plan profesional, la locul de muncă aveți susținere chiar din partea colegilor, din partea șefilor și vă simțiți foarte bine cu această susținere în sensul în care vine precum o validare. Foarte bine din punct de vedere financiar această zi, însă să știți că veți face și o mică cheltuială, dar este foarte bine să vă învățați să vă și onorați, să vă cumpărați ceva cu folos. Taur. Astăzi taurii sunt preocupați de stabilitate, stabilitate emoțională, dar și stabilitate financiară. Vă descurcați foarte bine la locul de muncă, sunteți super creativi, chiar învățați și pe alții din ceea ce voi cunoașteți și asta este foarte frumos, pentru că dacă știm ceva, să împrăștiem, să dăm mai departe. Bine, acum nu neapărat toți trebuie să faceți consultanță, dar dacă cineva are nevoie de ajutor, uite, eu așa fac. Poate merge și la tine situația, mă rog, soluția asta. Cumva să oferiți sugestii, nu sfaturi, nu să obligați, o, trebuie să faci așa că doar eu știu. Da, uite, zic cum fac eu și poate ți se potrivește și ție. Dați mai departe din învățătura la care voi ați ajuns. O să vă simțiți foarte bine. Și chiar astăzi sunt niște momente de tandrețe, niște momente pline de emoții între voi și cei apropiați. Gemeni. Gemenii astăzi au parte de multe răsturnări de situație, multe încurcături. Acest Marte se află la grada Naretic în semnul vostru. În momentul în care se întâmplă asta, sunt acolo niște energii un pic mai neînțelese, niște răsturnări de situație, vreau ceva, ba nu mai vreau, foarte multe opoziții în sufletul vostru, adică vreau una, dar fac alta, nu știu ce vreau, răsturnări de situație, în fine, este o zi în care trebuie să stați cât mai relaxați, în liniște, să nu faceți tot felul de presupuneri, să nu luați decizii foarte, foarte importante, să nu conduceți cu stres sau să conduceți prea tare sau să vă certați prin trafic, să nu semnați cine știe ce acte, să nu vă certați cu nimeni, să nu interpretați greșit cine știe ce vorbe și nici la rândul vostru să nu aruncați cu vorbe. O zi mai sensibilă, da, o să treacă. Luați-le pe toate pascopași și o să vedeți că o să fiți foarte bine. Dacă stați în calm, să nu fie mintea agitată astăzi, da? Rac. Astăzi racii au nevoie de mai mult timp pentru ei. Într-adevăr, prietenii voștri vor să vă scoată din rutină, vor să vă scoată din zona de confort, vor să vă scoată în oraș, dacă se poate până la 8, na, mă rog. Vă vor scoate pe afară, nu contează, sau poate veți bea o cafea acasă, dar încercați să mai socializați. Să știți că dacă ieșiți măcar la o plimbare în aer liber, să comunicați, să vorbiți cu prietenii, să aveți cumva cât de cât apropiere cu cei dragi, o să vă simțiți foarte bine și veți avea o stare de bine. Astăzi puteți să primiți ceva controle pe la locul de muncă, mare atenție. De asemenea, mai sunt și ceva neclarități sau erori pe care trebuie să le rezolvați, să găsiți niște răspunsuri, să dați mai departe ordine sau, mă rog, să faceți lucrurile în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea și acasă, dar și la locul de muncă. Leu.
Astăzi lei sunt bine dispuși, stați bine financiar, stați bine la locul de muncă. În fine, munciți foarte mult. Acum, profesional, e o perioadă foarte bună, dar trebuie să vă dați ceva interes, pentru că așa se cadă din cer, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Așa că încercați să faceți totul cât mai repede, cât mai frumos, cât mai bine, cât se poate de ok. Pentru a crește și pentru a evolua. Când spun repede, adică să vă urcați în trenul vostru atunci când el a ajuns în gară, da? Nu mai lăsați pe mâine ce puteți să faceți astăzi. Ceva răsturnă de situație cu prietenii, sunteți un pic dezamăgiți acolo, dar o să treceți peste pentru că o să înțelegeți situația. Fecioară. Astăzi fecioarele sunt destul de critice și cu ele și cu cei din jur și cu toată lumea, cu universul. O să vi se pară așa totul în regulă și că voi veniți cu soluția. Da, veniți cu soluția, vedeți tot timpul perfect, dar trebuie să înțelegem că nu toată lumea e perfectă ca voi sau ca cei care au ascendentul în fecioară. Așa, glumesc acum. Și că unii sunt la un nivel, alții mai sus, alții mai jos, trebuie să-i acceptăm pe toți așa cum sunt. Dacă cineva greșește, îl învățăm. Sau nu ne mai batem capul, să punem la suflet că cineva nu vrea să facă lucrurile așa cum le considerăm corect. Poate chiar să mergeți pe la bancă, să rezolvați niște situații financiare, semnați ceva contracte, documente importante și o să vă învățați astăzi o lecție destul de importantă și anume aceea de a vă pune pe primul loc. Balanță. Balanțele sunt impresionate de anumite gesturi, gesturi de bunătate ale unor femei, pentru că poate ați supărat pe cineva, în special pe la locul de muncă, dar aceste femei, șefele voastre special, vă iartă. Reușesc să vă ierte și să treacă cu vederea toate neclaritățile sau neregulile sau micile abateri de la reguli. Pentru că este bine să avem totuși reguli. Așa că să le duceți o floare, o bomboană, o ceva ce vreți voi, pentru că vă vor învăța că sunt colegele voastre, că sunt șefele voastre, vedeți acolo care cu cine aveți de lucru. Astăzi balanțele vor face curățenie, se vor preocupa foarte mult și de îngrijirea personală, poate mergeți pe la salon, la un masaj, la o mani, pedi, chestii de astea de ale femeilor sau dacă ești bărbat, te duci să te razi sau diverse chestii. Îngrijire, da? Îngrijire facială, îngrijire de toate tipurile, vă tundeți, mai ales că vine și luna plină, ne putem tunde acum în preajma lunii pline. E bine să te tunzi la luna plină. Și mai ales că luna văd că este și în fecioară, deci o zi foarte bună de tuns. Ok, așa că balanțele se îngrijesc foarte frumos în această zi. Scorpion. Nativii Scorpion vor face ceva declarații sau, mă rog, se vor elibera în fața unor prieteni. Aveți nevoie să eliberați anumite greutăți de pe sufletul vostru. Iată că e momentul să faceți niște declarații, să spuneți ce simțiți, cum ați simțit, ce ați pățit. Aceste persoane sunt persoane de încredere, dar totuși poate că anumite lucruri ar fi bine să le păstrați pentru voi. Nu zic să nu aveți încredere, este important să avem încredere în cei apropiați, dar sunt anumite lucruri care ar fi bine să rămână pentru noi. Astăzi, în această zi de vineri, terminați și voi programul mai repede, nu prea vă stă vouă în felul vostru de ar fi, dar aveți nevoie să rezolvați seara ceva situații legate de casă, de gospodărie și atunci aveți nevoie de mai mult timp pentru acest lucru. Așa că, dragii mei Scorpion, terminați repede treaba și seara mergeți acasă și rezolvați problemele casnice. Săgetător. Pentru săgetători o zi destul de interesantă la muncă, una caldă, una rece, nici voi nu știți cum să interpretați această zi care vă trece prin toate focurile și ploile, rece, cald, gheață, foc și tot felul de alte elemente. Veți învăța niște lecții foarte importante, veți învăța în cine să aveți încredere, în cine nu, când e cazul să vorbiți, când e cazul să țineți pentru voi anumite informații și că uneori nu poți să faci binele cu forța. Dacă ți se cere, îl faci. Dacă nu, binele cu forța, nu e. Nu vreau să vă zic nicio expresie. Astăzi, săgetătorii vor învăța foarte multe lucruri. Sunt și ceva situații care vă stârnesc interesul, cum ar fi cineva care flirtează cu voi. Așa, un interes, carismă,
cumva cineva poate să vă facă ochi dulci, dar vedeți cum interpretați să nu vi se pară. Dar aș zice că se poate să se întâmple și lucrul ăsta. Poate nu tuturor săgetătorilor, dar unora dintre voi, da. Capricorn. Nativii Capricorn au încredere în planurile lor. Astăzi planurile voastre sunt foarte bune. V-ați făcut un program foarte, foarte șmecher pe românește. V-ați făcut un program indestructibil. Dar cât e el de indestructibil, ia să vezi cum ceva se întâmplă și cineva care promite că nu întârzie poate să facă o treabă de genul acesta. Să sperăm că nimeni nu o să întârzie la întâlnirile voastre astăzi. Toată lumea va ajunge la timp ca planurile voastre să rămână așa imbatabile și să le faceți pe toate, pentru că aveți foarte multe în plan astăzi, mai ales că vine weekendul, poate aveți alte treburi în weekend. Să terminați toată munca astăzi, să nu vă încurce nimeni planurile. Aș zice că nu o să vi le încurce, dar acum să aveți și planuri de backup, că totuși cât e el de bun planul, cel de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Nu știu acum dacă să avem încredere totală în ceilalți sau să nu avem, nici nu știu cum să vă zic, ar fi mai bine. Faceți-vă planul ăsta foarte bun, dar totuși să aveți și niște măsuri de backup. Da? Pentru că vor fi niște situații care nu vor ține de voi într-un fel sau altul. Poate să fie o amânare cu clienții voștri, cu oamenii care trebuie să ajungă la serviciul pe care voi îl oferiți, să ajungă să cumpere sau să le oferiți ce le oferiți voi acolo. Vor fi și niște răsturnări de situație, dar hai că le veți trece pe toate cu bine și indiferent cum se așteaptă lucrurile, totul este perfect așa cum este. Vărsător. Încurcături aveți și voi, pentru că și vă arată cumva o zi cu multe posibilități, dar nu neapărat toate sunt așa cum par la prima vedere. Pe de o parte este de bine, pentru că reușiți să înțelegeți ce aveți de făcut, dar pe de altă parte aș spune că mai trebuie lucrat pe alocuri la anumite detalii. Detalii de lucrat sunt și în relația voastră de cuplu. Aici veți avea de înțeles niște lucrușoare, veți avea de implementa niște reguli noi, niște strategii noi și nu ar strica dacă astăzi ați discutat cu partenerul să începeți împreună anumite activități, anumite activități care să vă apropie, să consolideze relația și care să vă șlefuiască, să creșteți împreună, să deveniți cea mai bună variantă a voastră. Pești. Peștii au multe discuții cu tot ce înseamnă persoane apropiate, cu prieteni, veți începe ceva proiecte sau ceva lucruri împreună cu aceștia, sunteți foarte entuziasmați, super creativi, super motivați, dar probabil că ceilalți să nu fie chiar așa cum sunteți voi. Hai, luați-le pas cu pas, îi mai molipsiți cu încrederea voastră în proiectul ăsta, îi mai molipsiți cu îi molipsiți și îi motivați din toate punctele de vedere cu entuziasmul pe care voi îl aveți. Ceva, să le spunem așa, răsturnări de situație pe viața de cuplu, simțiți așa un ochi critic al partenerului sau să nu fiți voi ochiul critic, lăsați critica perfecțiunea, bucurați-vă de ceea ce se întâmplă în viața voastră, stați și ceva prin trafic, nu vă enervați dacă stați prea mult prin trafic și mi-arată că veți impresiona prin ceva o persoană greu de impresionat, deci fie la muncă, fie vreun vecin, cine știe cu cine dai nas în nas prin oraș și îl impresionezi sau o impresionezi prin atitudine ținută sau prin energia pozitivă. Să rămâneți cu toți într-o super energie astăzi și să vă faceți o zi magică, puterea stă în mâinile voastre.